Încă un pas în dezvoltarea sistemului de asistență pentru persoanele diagnosticate cu autism. În acest sens, astăzi a fost lansată cea de-a doua etapă a unui proiect cu scopul de a sprijini incluziunea socială a copiilor și adolescenților. Proiectul își propune implementarea legii autismului, instruirea specialiștilor în domeniu, crearea grupurilor advocacy pentru părinți, dar și construirea a două centre de ajutor la nordul și sudul țării. Natalia este mama unui copil diagnosticat cu autism. De 12 ani depune efort enorm pentru multiplele proceduri de reabilitare, dar și pentru integrarea lui în societate. Potrivit ei, ajutorul financiar din partea statului nu acoperă nici măcar jumătate din cheltuielile de terapie lunare. A finisat clasa a 4-a, acum urmează să meargă în clasa a 5-a. Avem mari așteptări de la procesul ăsta de socializare, pentru că el dorește să socializeze. Problema principală cu care se confruntă el, că nu știe cum. Pentru asta și așteptăm și depunem eforturile pentru deschiderea centrelor, pentru implementarea diferitor proiecte care să furnizeze terapii gratis. Potrivit organizatorilor, în fiecare an se atestă o creștere a diagnosticărilor cu autism la copii. Anul acesta, scopul proiectului este mai mult legat de partea legislativă, de partea de politici, de schimbări de situație, fiindcă sunt copiii statului și statul trebuie să ia o atitudine. Proiectul este finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare. Prima etapă a durat până în 2021 și a avut un buget de aproape 900.000 de euro. Česká republika v lice Českova. Deoarece această problemă nu se rezolvă foarte repede, am anunțat și a doua etapă a proiectului, cu un buget de aproximativ 600.000 de euro pentru 3 ani. Am bel buget, kde to 900.000 euro. Za ety 3 gody. Ne bucurăm și mai mult că guvernul Cehiei a căzut de acord să continue acest proiect, fiindcă deschide multe direcții noi de a lucra, deschide multe oportunități pentru copii. Potrivit SOS Autism, anul trecut în Republica Moldova erau înregistrați oficial peste 750 de copii care suferă de autism, dar se presupune că numărul acestora este mai mare.